Hei, te salut! Bine ai revenit pe canalul Vox Valahorum! Astăzi vreau să rezolvăm împreună un quiz pe care îl găsești pe site-ul nostru despre verbul a fi. Mai concret, despre dificultățile verbului a fi și numărul de i-uri, pentru că aici avem adesea o problemă. Acest exercițiu îți poate fi util dacă te pregătești pentru evaluarea națională, mai ales pentru exercițiul 8 de la subiectul 1, partea B, unde, sigur, ni se testează aptitudinea de a vorbi și de a scrie corect. Așa că rămâi cu mine să rezolvăm împreună acest test și să vedem cam care ar fi variantele corecte. Numele meu este Florin Gherheș, sunt profesor de limba și literatura română. Astăzi o să vorbim despre verbul a fi și despre dificultățile de scriere, atenție, de ortografie, legate de acest verb. Nu uita că voxvalahorum.ro îți pune la dispoziție ghidul pentru evaluarea națională, un produs digital care sigur te va ajuta să treci cu brio peste acest examen. Acest produs te lasă să te pregătești singur, pentru că el conține toată materia teoretică de care ai nevoie, conține de asemenea multe teste grilă care cu siguranță îți vor fi de ajutor, sunt teste interactive pe care le poți face singur și sigur primești rezultatul pe loc. De asemenea, avem și multe videoclipuri încărcate pe acest ghid, sigur videoclipuri pe care nu le vei găsi pe canalul de YouTube. Așa că rămâi cu mine și hai să vedem ce facem cu verbul a fi. Să ne apucăm de treabă! Așa, fiind într-o convorbire telefonică, nu am auzit soneria. Fiind, sigur, este gerunziul verbului a fi, se scrie cu 2i. Văd că aici am păpat un r, ar fi trebuit să fie convorbire. Trebuie să intru să editez, sigur, testul după aia. Mergem mai departe. Fii cu minte, nu mai deranja publicul, da? Este imperativul verbului a fi și se scrie cu 2 i dacă este forma afirmativă și atenție cu un singur i dacă avem forma negativă. Vom vedea în exemplele ce urmează. Aș fi mâncat o înghețată dacă nu eram răcită. Da? Aș fi mâncat cu un singur i. De ce? Pentru că verbul a fi este aici sigur un auxiliar. Verbul auxiliar a fi se scrie cu un singur i în formarea condiționalului optativ perfect, în formarea conjunctivului perfect și de asemenea în formarea viitorului anterior. Nu mi-amintesc să fi găsit soluția potrivită. Exact ce ziceam adineauri, de data aceasta avem conjunctivul perfect. Mergem mai departe. Nu fi supărat. Avem imperativ formă negativă. Aceasta se formează din adverbul de negație nu, atenție, plus infinitivul verbului de conjugat. Și pentru că infinitivul verbului a fi este fi cu un singur i, da, și el va respecta această regulă. Caută verbul a fi în dicționar, da? Atenție! Infinitivul se scrie cu un singur i. Voi fi cel mai bun la matematică. Viitorul standard se formează din verbul a vrea, a voi, da, auxiliarul a vrea, a voi, cu formele voi, vei, va, vom, veți, vor, plus infinitivul verbului de conjugat, prin urmare fi cu un singur i. Mergem mai departe. Voi fi terminat tema până ajungi tu acasă. Atenție, aici avem viitorul standard, pardon, viitorul anterior, format din auxiliarul a vrea, a voi, plus fi, invariabilul fi, care este auxiliarul verbului a fi, se scrie întotdeauna cu un singur i, și participiul neacordat al verbului de conjugat. Neacordat în sensul că rămâne la fel, indiferent de persoană sau de număr.
Să fii cu minte la grădiniță. Atenție, avem conjunctivul verbului a fi. Să fiu, să fii, să fie, să fim, să fiți, să fie. Aici, verbul a fi se scrie cu 2 i. Hai să vedem. Să fi fost al meu, nu făceam asta. Aici, sigur, avem conjunctivul verbului a fi. Să fi fost. Da? Fost este forma de participiu, iar fi aici este auxiliar. Am ajuns la întrebarea 10. Hai să vedem. 11. Să nu fii trist pentru ce s-a întâmplat. Da? Avem sigur ce. Avem conjunctivul prezent, da? Forma negativă. Se scrie cu 2 i. Atenție, am mai auzit asta că dacă e negație se scrie întotdeauna cu un i. Nu, asta se întâmplă doar la imperativ. La conjunctiv îl vom scrie în continuare cu 2 i. Bun, mai departe, va fi un veterinar priceput. Este viitorul standard, deci se formează cu infinitivul. Știm că infinitivul lui a fi se scrie cu un singur i. 9. Nu vom fi premiați pentru munca depusă. Este viitorul standard, care se formează de asemenea cu forma de infinitiv. Nu știu ce înseamnă a nu fi deranjat, da? A nu fi deranjat, da? Atenție, este tot infinitiv, deci tot cu un singur i se scrie. Cum ar fi să mergem într-o expediție? Recunoaștem cu ușurință condiționalul optativ timpul prezent, da? Și știm că acest condițional se formează cu infinitivul, deci fi aici cu un singur i. Iată că am ajuns și la jumătate. Nu fi obraznic cu prietenii tăi. Imperativul negativ care se formează cu infinitivul sigur se scrie cu un singur i. Hai să continuăm. Să fi fost în locul tău, nu îi ofeream nicio șansă. Vorbim despre conjunctivul perfect care se formează din să plus verbul auxiliar a fi cu un singur i plus participiul verbului de conjugat. Deci varianta corectă este aceasta de data asta. Așa. Bun. Să nu fi fost supărată din alt motiv. Atenție, să nu fi fost. Da? Identificăm conjunctivul perfect. Și în această situație, fi se scrie cu un singur i. Mergem și la întrebarea 19. Nu aș fi fost de acord cu decizia lui. Nu aș fi fost. Da? Condițional optativ, timpul perfect. Deci, verbul a fi este auxiliar. Legat de aceste verbe auxiliare, da? Știm că a fi este auxiliar în formarea acestor timpuri. Și de asemenea, știm că verbul a fi este auxiliar atunci când intră în componența unei construcții verbale pasive. Acolo, sigur, nu se scrie întotdeauna cu un singur i. Ar fi prostesc să spunem asta. Acolo se conjugă, sigur, în funcție de timpul, în funcție de modul și timpul despre care vorbim. Deci, poate fi scris cu un i, cu doi i, sigur, depinde. Dar în aceste situații simple, să zic așa, da, timpurile perfecte ale celor două moduri, condițional optativ și conjunctiv, și respectiv vom adăuga aici și viitorul anterior, fi se scrie cu un singur i. De asemenea, se scrie cu un singur i și la imperativ negativ și la infinitiv. Am fi fost ajunși la destinație dacă nu întârzia trenul. Identificăm din nou condiționalul optativ perfect, deci, sigur, fără nicio problemă și cu multă încredere, fi cu un singur i. Fii atent la ce ți se spune. Recunoaștem imperativul, da, de la o poștă. Și este imperativul afirmativ, nu cel negativ, deci avem fi cu 2 i. Mergem mai departe, nu fi o persoană neînțelegătoare. Aici avem imperativul negativ, care sigur se formează cu infinitivul. Continuăm. Mi-aș dori
să fii fericit. Este vorba despre forma de conjunctiv prezent, iar aceasta la persoana a doua sigur se scrie cu 2i. Nu înțelegi ce înseamnă să nu fii ascultat, da? Atenție, să nu fii ascultat de către cineva. Deci vorbim despre, atenție, vorbim despre o construcție pasivă, dar pusă la conjunctiv prezent, nu la conjunctiv perfect, da? Să nu fii ascultat. Atenție, aici s-ar putea să pară mai dificil, dar nu e chiar așa complicat. Fiind stresată, am omis un detaliu. Varianta asta cu 3i nu există niciodată, da? Nici varianta cu un singur i nu există. Doar varianta aceasta este corectă, celelalte sunt practic niște nonsensuri. Mergem mai departe. Să fii sigur pe calitățile tale, conjunctivul prezent, sigur, întotdeauna cu 2i la persoana a doua singular. Întrebarea cu numărul 27. Aș fi venit mai repede dacă puteam. Aș fi venit, pentru că vorbim despre condițional optativ, timpul perfect. În această situație nu ar mai fi contat prețul. Ar fi contat condițional optativ, timpul perfect. Veți fi minunați sub lumina reflectoarelor, viitorul standard care, atenție, se formează cu infinitivul. Era să pun fi cu 2i din greșeală. Bun. Așa. Cu câți i se scrie verbul a fi? Încheiem în glorie, da? Cu clasica întrebare. Și dacă tot vorbim despre asta, pentru că mai există această dificultate și am mai primit întrebarea asta. Cum este corect să spunem? Cu câți i sau cu câți de i? Ei bine, ambele variante sunt acceptate, ambele sunt corecte, dar eu țin la varianta pe care o ai aici în față, cu câți i, da? Pur și simplu pentru că mă gândesc la numeral și la folosirea prepoziției de. Și atunci folosim prepoziția de pentru numere mai mari de 20, țin cumva la chestiunea asta și mie mi se pare că sună mai bine, dar reține că ambele sunt acceptate, ambele sunt corecte, nu e problemă nici dacă spunem cu câți de i se scrie. Deci există sigur explicații în ambele sensuri și de asta nu s-a ajuns cumva la un consens, fapt pentru care ambele variante circulă, ambele sunt considerate corecte. Eu îți mulțumesc pentru timpul acordat, mă bucur că ai fost și de data aceasta alături de noi și dacă vrei să ne sprijini activitatea, poți să devii membru al acestui canal, iar noi o să facem cu drag în continuare ceea ce facem. Nu uita de ghidul pentru evaluarea națională, s-ar putea să fie de mare ajutor în această perioadă. Eu am fost Florin Gherheș, îți mulțumesc și îți doresc numai bine! Vrei o notă mare la evaluarea națională? Vrei să intri la liceul dorit? Te-ai gândit deja unde ți-ar plăcea să mergi? Ghidul pentru evaluarea națională conține tot ce ai nevoie pentru proba la română. Peste 200 de lecții teoretice bine explicate cu multe exemple. Peste 50 de teste grile interactive concepute special pentru tine ca să-ți îmbunătățești rezultatele. Ore întregi de materiale video, filmate și bine editate, în calitate Full HD. Toate testele de antrenament rezolvate. Vom adăuga periodic și mai multe materiale, și mai multe teste, și mai multe clipuri ca să ai parte de cea mai tare experiență. E simplu, te loghezi și începi pregătirea oricând, de oriunde, pentru că poți avea acces la acest ghid și de pe telefonul mobil, și de pe tabletă, și de pe laptop. Intră pe voxvalahorum.ro și convinge-te singur.